În ultimul deceniu, Naționala Feminină de Handbal a obținut rezultate la cel mai înalt nivel pentru că a avut la bază generații de excepție 79 și 81, care și-au probat calitățile încă de la junioare și tineret. Prădeanu, Vărzaru, Farcău, Ardean, Stanca, Șoit, Beșor, Tolnai au făcut parte din loturile României care au cucerit medalii la turnele finale de juniori, iar apoi au asigurat și scheletul primei reprezentative an la rând. O soluție pentru a anima echipa națională este aceea de a integra jucătoarele născute în 1988-1989, care au câștigat 3 medalii la nivel de junioare și tineret în turneele finale. Majoritatea handbalistelor au ajuns la o maturitate înfloritoare în Liga Națională, fiind jucătoare de bază la cluburile la care sunt legitimate. În cadrul meciului ce va avea loc mâine se vor remarca 7 handbaliste din noua generație și anume Daniela Băbeanu, Laura Kiper, Luciana Marin, Laura Oltean, Aneta Pârvuț, Adriana Gabriela Țăcălie și Patricia Vizitiu. În această formație, performanța echipei sporește și poate aduce rezultate favorabile pentru mondialele din decembrie. Echipa națională face parte din a 6-a grupă preliminară de calificare la Campionatul European 2014, alături de Norvegia și Belarus. Meciul dintre România și Norvegia va avea loc astăzi începând cu ora 18.